Deși gripa face prăpăd în toată țara, reprezentanții Spitalului Județean Mavromati spun că în județul nostru situația nu este deocamdată disperată. Nici măcar de instituirea carantinei nu a fost nevoie. Nu este declarată carantină, dar pentru protecție față de alte momente ale anului este mai limitat. Ce pot să vă spun eu, că spre deosebire de alte orașe din țară, totuși numărul de gripă, cazurilor de gripă din Botoșani este mult mai redus, ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi. Totodată, medicii au observat faptul că pacienții încep să renunțe la automedicație și vin conștiincioși la controlele de specialitate. Pacienții au înțeles sau încep să înțeleagă că automedicația nu este o soluție. De aia numărul de adresări din ambulator este destul de mare anul ăsta comparativ cu anul precedent, pentru că nu mai merg la farmacie, eu vreau și aia, că parcă îmi curge nasul, parcă s-au înfundat urechile, parcă mă dor mușchi. Nu, vin la medic cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Sunt și botoșeneni care fac conștiincioși vaccinul antigripal tocmai pentru a evita complicațiile. Am făcut în fiecare an, mă țin de doctora de familie care este, să-mi facă așa. Și nu străși niciodată. Leacurile Băbești nu au dispărut însă din arsenalul botoșenenilor. Ele sunt scoase la înaintare ori de câte ori boala ne dă târcoale. Mai cu leacuri Băbești care nu se duc la urgență. Am înțeles. Mai luăm câteva aspirină, un paracetamol, o baie la pișare, cu sare, mergem înainte. Să bei mai mult, să mănânci usturoi, șaiuri, eu niște pastile, 10 zile pe lună de astea care au mult lămâie. De astăzi, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de gripă la nivel național. Din păcate, până acum, 57 de români și-au pierdut viața din cauza gripei.